Hei, nu ne-am mai văzut de mult, așa că acum trebuie să revenim cu putere. With power? Super Things Power Machines! Hai, Sebi, cu ce începem? De fapt, ce avem aici? Hai, prezintă-ne! Păi, avem noua serie Super Things, Rivals of Kaboom, Power Machines, așa se numește. Aici avem câteva pliculețe cu vehicule, dar și pliculețe cu figurine. Apoi aici avem un blister pack, unde avem mai multe figurine, iar în mijloc o să găsim una dintre super rare, care o să ne ajute mult la colecție. Mai avem noua revistă din Super Things Power Machines, o să vedem ce e înăuntru. Mai avem o cutie plină cu mistere și încă o cutie mai mare plină cu mistere. Așa că hai să începem, cred, cu pliculețele. Bine? Da. Ok. Ok, Ingrid, haide să începem. Eu o să-mi iau una mare. Încep în forță. Deci, acum noi o să le deschidem pe astea, iar apoi o să facem o pauză ca să le aranjăm noi, știți voi cum, pe echipe, așa cum le facem noi. Ok, și avem primul vehicul, care este o mașină cu ceva zimți și o figurină. O să le punem aici în linie, apoi când le punem pe echipe... Sunt confuză, de ce am avut doi în același pliculeț? Oh, e un hero and one villain și ai avut... Am luat deja o rară, bravo Ingrid! Yay! Avem un villain rar, un capitan de echipă. Hai să vedem ce noroc am eu. O figurină nouă, nu e dublură, yay! Hai, Ingrid. Wow. Un lemn, ok. Un lemn, bun. O bâtă. Bâtă, lemn. Ce fain arată, îmi place. Și o eu am un ceas. O mașinuță ceas. Care atunci când mergi cu ea dă cu foc. O mașinuță cu foc. Stai, a mea se rotește? A, la a mea se rotește. Uite ce fain arată. Whee! Ok, hai să continuăm. Încă o mașină nouă. Asta ce face? Asta își rotește drill-ul din față. Își rotește burdiul. Eu am sare. Tu ce ai? Sare. Sare? A, da, chiar am și uitat de figurina mea. E un tricou de fotbal, cred. Uite, și e numărul Alec 10. Fain. Da, îmi place și mie cum arată. Și la asta se rotește chestia din față. A, ca la mine. Una care dă cu pumnul. Mașină de box. Nu mai e mănușă de box, e mașină de box. Ok. Eu am... Nu pot să cred. Ingrid, am nimerit deodată dublurile pe care le-ai luat tu în același pliculeț. În pliculețul dublu. Nu pot să cred. Am luat o rară, se pare că pliculețele duble sunt bune, nu știu dacă e rău sau răufăcător, dar am luat și o dublură. Lemnul. Punem aici. Buta. Buta. Motocicletă. Ingrid, ai luat un scooter, motocicletă, trotinetă. Yes, yes. Cred că e mai degrabă trotinetă. O, uite, am mai luat o mașină cu focul. Pe bune. Uite-te. Acum o să dăm cu foc în toată lumea. Și am luat bumerangul, varianta mob. Ok, am deschis pliculețele astea. Deja văd ceva foarte fain cu seria asta. Îmi place tot la ea, mai ales figurinele. O să le aranjăm pe echipe și ne întoarcem. Ok, am făcut ordine pe aici cu toate figurinele pe care le-am avut. În primul rând aici ne sunt dublurile, ca să... Vă zic deja de ele. Și vom avea echipele puse așa. Aici avem echipa 1, nici o figurină din echipa 1 până acum. Sus vom avea capitanii, după cum vedeți, capitan și capitan. Avem doi capitani de echipe. Iar sub capitani vor veni echipele și vom avea așa. Normal, alternativ, normal, alternativ. Și încă două rânduri la fel. Deci trei rânduri la fiecare echipă. Fiecare cu un normal și un alternativ. Aici echipa 6, numai 1 și încoace se vede că au devenit mai mulți. Bun, hai Ingrid, cu ce continuăm? Cu blisterul, cu figurine super rare. Una.
Ok, putem scoate figurinele, nu? Ha! Super rarul de la eroi! Este o dronă, după cum văd eu. Și îl cheamă Helix High. Uite-l aici. Are 4 elicii. O să îl punem deasupra de tot. Aici o să stea cei doi super rari și ultra rarul dacă îl prindem. Dr. Volt. El strălucește în întuneric. Ok, hai să vedem. Avem un capsator. Un capsator. O să-l pun aici. Bumerangul în varianta lui roșie. Așa că o să-l pun lângă alternativă, care este mov. Ingrid, ce-ai găsit? O vafă. Vafă cu ciocolată. Niam. Niam. Mi-a făcut poftă. Mai avem un trifoi cu 4 foi. Porumbul dublură. Că ne-a picat și dintr-un pliculeț și de aici. Îl băgăm la dubluri. Ne-a picat ceasul normal. O să le scot așa, fi mai simplu. Ceasul normal, deci vine aici, lângă alternativă. Un tip de schi. O cască de schi, cu bețe de schi. Bun, las aici. Un bumerang galben. Ce? Bumerang galben. Cred că e frisbee. E gong, e ăla în care dai și faci un sunet tare. O piesă de puzzle. Și avem gongul lui Ingrid. Bun, le aranjăm și pe astea și revenim. Ok, avem revista plină de benzi desenate și tot felul de lucruri despre eroi. Wow. Wow, ce e asta? E un magnet de frigider. Deci o să apară pe frigiderul nostru, asta e clar. Ce avem aici? Avem un plic și încă un plic. Un plic cu un vehicul. Hai să vedem ce avem înăuntru. Este vehiculul cu pumnul. Ceva nou. Cred. Da, e nou. Este porumbul alternativ. Că tot ziceam că stăm prost cu echipa asta. Apoi am... Asta chiar nu știu ce e. O fi un aspirator. Mov. Bine. Asta. Artileria grea. Am scos cutia mare. Hai să facem... Unboxing. A, uite, aici e prinsă cu scotch. Tam, tam, tam. Uite câte pliculețe cu figurine avem. Hai să băgăm la colecție. Am lama, piniata, lama, motocicleta, bicicleta. Ok, avem un erou și un ciofi la Ingrid. Erau făcători, Ingrid? Nu știu. Are erou. Culoare albă de ochi. Deci este erou. Și? Wow! Yes! Încă un rar, un capitan de echipă. Este un erou. Deci avem 3. Da, avem 3. Și este din echipa 3. Deci înseamnă că 3 este de data asta norocos. Wow! Al doilea, dublură, e un rar și l-ai făcut fix după. Eu am găsit gongul alternativ aici. Ingrid, ție ce spică? Fără dubluri de data asta, te rog, Ingrid. Alternativă! Yes, aia nu-i dublură, e bine. Nu e alternativă, e aici, na, originală. Cum o fi? Avem și o potcoavă. Wow. Cred că e adversarul lui Lucky O'Green. Un cuțit. Ok, potcoava este din echipa 4. Stați să mă uit aici la mine. Cuțitul. Așa, perfect. Ingrid, dă mie, îți pun cuțitul în echipa 2. Am făcut iar o mică pauză ca să ne aranjăm, că ne-am încurcat tare. Eu l-am mai primit pe pancake aici, că nu vi l-am arătat, că nu mi-a picat din plic. Preferatul meu. Preferatul lui Ingrid e pancake. Cine e asta? Ce e asta? E o baghetă, cred. După baghetă. Cum i-am văzut liniile. Baghetă de mâncat. Pâine, știi? Ok, eu am găsit o cheie. McFixer.
iar McFixer este din echipa 1, capitanul. Și e rar. Yes. De ce? Ha, aoleu. Buta. Buta este inamicul nostru. Ce-mi pică mie, ultra rara. Mai eu. Ăsta e mai eu de basket, e adversarul bluzei de fotbal, de aici. Și am primit o ciupercuță. Bun. Ciuperca mea e greu de găsit pe listă. Hai să vedem ciuperca. Uite ciuperca. Am găsit-o, este aici. A, păi era tricoul aici. Da. Încă ne încurcăm bagheta în ele. Bagheta asta tot n-am găsit-o. Unde e bagheta? Este o... A, este echipa 1. Echipa 1? Da. Înainte de Lucky O'Green. Prima alternativă. Rândul 3, aici. Ai văzut-o? Da. Bun. Acolo. Hai să continuăm. Începem să ne prindem niște de niște foi. Niște foi, ce tare! Ca și baston are un creion. Are un creion, wow. Ca și baston. Uite, deja mi se pare că e super fain că poți să-ți dai seama cine sunt adversarii. Piesa asta de puzzle e adversarul acestei piese de puzzle. Echipa 3 este aici, nu? Da, ok. Hai să continuăm. Piper! Yes! Piper și sare, iar adversarii. Piper, unde e piperul? Are un P pe frunte. P pe frunte. Echipa 4, rândul 1. Principalul de pe rândul 1 din echipa 4. 1, 2, 3, 4. Rândul 1, primul principal. Aici. Deasupra tricoului. Așa, perfect. Iar eu am primit acest Scarylus, care e în echipa 6. Este... prima alternativă, de pe rândul 3. Perfect. Hai să continuăm. Ultra rară, ingridare noroc. Clepsidra, wow. Clepsidra poate e adversarea unui ceas. Da. Oh, am primit o dublură. Oh. Nu pot să cred. Scuze că întrerup, dar piesele astea de puzzle se potrivesc. Nu. Adversarul și eroul. Și uite, se uită unul la altul acum. Ăsta se uită spre stânga și ăsta spre dreapta. Ce tare! Da, uite, asta îmi place. Aici era. Bun. Echipa 6. Echipa 6, rândul 1, principalul al doilea. Ultra rar, noroc de ultra rar. Acolo. Aici. Mai un pic mai în dreapta. Deci, acolo. Uitați ce primesc eu când cer ultra rare. Primesc dubluri. Ultra rare, mai ultra dublură. Rare. Ingrid știe să ceară ultra rare. Hai, Ingrid. Oh, e dublură. N-avem noroc. Vreau o dublură, te rog frumos. E o dublură. Eu vreau o ultra rară, te rog frumos. Măcar nu e dublură. E dublură. Nu. Aici. Ah. Îmi doresc o ultra rară, te rog frumos. Plicul ăsta va fi ultra rară. Îmi doresc o ultra rară, te rog frumos, plicule, să mă ajut să nimeresc ultra rara. Problema e că rara asta e deja dublură. De două ori. Măcar nu-i dublură. Ia, ce nu-i dublură? Să nu-mi ziceți că... E dublură. De ce-s toate dubluri? De ce? De ce? Hai, ultra raro, vino la noi. Ajută-mă, plicule, te rog frumos. Uite ce-am găsit. Asta nu-i dublură. Yes. Ajută-mă, plicule. Gata, am spart lanțul de dubluri. Yes! O rară! Yes! Hai, e super rară! E super rară! Yes! Avem cele două super rare! Yes! Aurii! Yay! Măcar n-a fost dublură. Ok, dublură. Să nu fie dublură, să fie ceva bun. Deci noi la noi așa ajută-mă, este. Ajută-mă. 10 dubluri, una care nu-i dublură. Nu cred că e dublură. Nu-i dublură, e alternativă. Bun. Ok, vafa de ciocolată, dublură. Dar nu puteai să numerești pe cealaltă. Nu știu. Hai, plicule, ajută-mă. Ultra rară. Hai. Oh,
Wow! Mi-a picat o rară! Eu i-am zis la Sebi să o nimerească pe cealaltă și am nimerit-o eu! Capitanul echipei 6. Am nimerit-o eu pe cealaltă. Pune acolo. Stai, ăsta nu e invers. Ăsta e invers. E invers, a. Nu e invers, e în ambele feluri. Are două guri. Ce fain. Ce tare. Îmi place de el. Hai, plicule, ajută-mă să fie ultra rar. Figurinele au devenit așa faine. De la serie la serie. Nu. Nu e dublură, yes. Și asta e clar că e ultra rară. Deci e absolut clar. A, e tipul amuzant. Dai dublură. Bun, să fie ultra rară. Concentrare ultra rară. O, e bicicleta. E dublură. Nu-i dublură, vine aici. Aici. Ultra rară. Dublură. Hai cu ultra rară. Nu-i dublură. Nu-i dublură. Bun, Ingrid, facem o chestie. Spunem ultra rară deodată și deschidem plicul. 3, 2, 1. Ultra rară. Nu-i dublură. Nu-i dublură. Ne funcționează, mai facem asta odată. Sebi. Bun, aici. Perfect, hai să trecem mai departe. Hai. 3, 2, 1. Ultra rară. Nu-i dublură. La mine e. Continuăm dublură. Așa, măcar dacă luăm una care nu-i dublură, Ingrid. L-am și găsit, este Gold Box, alternativă, rândul 2, ultima echipă. Ultra rară. Stai, n-am zis și eu. E, vezi, dacă nu zic și eu cu tine. Hai, mai ia-ți un plic. Mai iau un plic. 3, 2, 1, a treia cu noroc, ultra rară. În continuare, nu este dublură, este harta. Serios? Este harta Comorii. La Ingrid e dublură. Eu am primit harta Comorii, care e adversara cufărului, îmi dau deja seama. 3, 2, 1, ultra rară! Nu e ultra rară. Nu e ultra rară. E, măcar eu n-am dublură, Ingrid. De ce am cu dublurile? Nu știu. Sebi, mie nu merge norocul tău. Tot așa facem, Ingrid. Hai. Hai. 3, 2, 1, ultra rară! Iară nu-i dublură. E alternativă. Asta nu e dublură. Nu pot să cred, Ingrid. Cum reușești? Cum reușești? De când avem noi cufărul ăsta aici. Da, la noi. Stai, astea sunt invers. Ăsta nu e de aici. Ăsta este din echipa 5. Aici? Nu? Da, și vine aici, dacă nu mă înșel. Dar este aici. Perfect, pentru că este alternativă. Ultimul plic este cu mare noroc. 3, 2, 1, ultra rară! Ultra rară! Nu ne-ai ieșit deodată. Te rog să fie cu noroc. Te rog să fie cu noroc. Serios? Serios? Dublura. Serios? Nu! Serios? Ultimul plic! Vai! Acum urmează marea cutie misterioasă. Am uitat de aia. Înainte să deschidem cea mai mare cutie misterioasă, o să vă zicem cam ce ne lipsește. Deci, în total, Super Things normal, ne lipsesc 26. În plus, ne lipsește o singură rară, deci 27, și ultra rara 28. Ne lipsesc în total 28 de figurine. Una e rară, una e ultra rară și avem 23 de dubluri. Deci dacă vrea cineva să facă schimburi cu figurine din seriile anterioare, putem face și așa. Hai să deschidem marea cutie misterioasă. Yay! Wow! Uitați-vă ce fain arată totul cu logo-urile așa. Dar ce sunt astea, Ingrid? Sunt niște cutii. Roboți. Roboți? Chestii. Hai să le scoatem să vedem ce e. Ok, primul robot. Ăsta pare că dă pumni, nu? Dă pumni. Ok, e, hai să-i deschid capacul. Opa, mai un capac. Uite! Avem două capace. Deci când apeși pe butonul din lateral, dă cu pumni. Și
îmi plac copiii ăștia. De ce n-am noroc azi? Oh, are pe cineva ascuns înăuntru? Da. Ce tare sunt. Ok, pe cine am eu? Da, Ingrid nu e singura care n-are noroc. Nu. Ok, îl băgăm la dubluri. 24, 25 de dubluri acum. Jos primul capac. Jos al doilea capac. Wow! Scoate mecul. Îi dăm jos partea de la picioare. Are elastic. Îi dăm jos elasticul. Și vedem ce mec avem. Deci, îi se mișcă mâinile. Bun. Iar dacă apăs pe butonul din spate, să vedem ce se întâmplă. Ok, ok, asta e tare, stai. S-a dus foarte tare. Mă așteptam să se rotească așa. Foarte fain, asta îmi place. Asta îmi place cum se duc toate. E foarte distractiv. Ok, hai să continuăm. Ce-i înăuntru, ce-i înăuntru, ce-i înăuntru? Dublură. Dublură! Și eu am ceva pentru voi. Încă o dublură. Acum avem 27 de dubluri. Și stăm mai bine. Următorul se numește Cyber Flame. Robot. Scot robotul. Nu, nu-mi zic atunci când apeși. Uite pe ce gură de mare pe mână. Are. Când apeși pe butonul de pe mână, dă cu pumnul. Cu foc. Ok, figurina mea este o piesă de puzzle și hai să vedem cum trage mecul. Cred că e dublură. Da, e dublură. M-am supărat. Uite. M-am supărat. Oh, e rară, dar e dublură. Uite cum trage și... Se duce destul de mult. Îmi place. Ok, hai să continuăm, Ingrid. Hai să continuăm. Ultra rara. Deci în mecul ăsta va fi ultra rara. Vă asigur. Ultra rara, te rog. Te rog. Te rog frumos, te rog. Să fii tu cel mai... Jos capacul. Jos încă un capac. Scoate mecul. Se numește Iron Ninja. De ce se numește Iron Ninja? Mâinile i se mișcă așa. Stai. Oh, uite, și are shurikenuri. Și are o mască. Că la spate e legată. Ce tare e. Îmi place mult. Bun, ce avem înăuntru? E ultra rară, eu vă asigur. Nu te mișcă picioarele. Nu e ultra rara. Ingrid, tu ești... Ultra rara. Ultra rara! Oh my god, am nimerit! Oh, nu. Bine. Piper. Unde-i piperul? Măcar nu-i... Măcar nu-i dublură. Deci asta ne-a ieșit din tot ce am avut. Mi se par super faine. Aveți link în descriere să vă cumpărați Super Things, pentru că colecția asta este mai tare ca niciodată. Mi se pare că devin din ce în ce mai faini. Și până data viitoare vă urăm spor la găsit ultra rare. Ciao!